Stimați colegi, stimați participanți, bună ziua! Bine ați venit la această discuție, la această masă rotundă online, în care vom discuta constatările indicelui de tineret, care a fost elaborat de către Expert Group, în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, UNFPA Moldova. Mă bucur și salut prezența destul de largă a actorilor relevanți domeniului de tineret. Mă bucur să constat prezența autorităților publice centrale din partea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, din partea autorităților publice locale, reprezentanții organizațiilor de tineret. Această prezență denotă importanța subiectului pe care o vom discuta, subiectul tinerilor, care este, fără a intra în prea multe detalii, este evident că sectorul de tineret este unul fundamental pentru dezvoltarea durabilă pe termen lung a acestei țări. Și astăzi, împreună cu colegii de la Expert Group, vom prezenta constatările acestui indice care arată, în baza unui indicator compozit statistic, situația tinerilor în raport cu adulții pe cele mai importante dimensiuni de dezvoltare economică, socială, participare în procesul decizional. Pe parcurs, colegul meu, Iurie Morcotilu, care este principalul autor acestui indice, va prezenta metodologie și constatările. Ulterior, colegii de la Centrul Național a Tinerilor din Moldova, CNTM, în persoana domnului Banar Roman, secretar general CNTM, vor prezenta opinia privind provocările sectorului de tineret și recomandări de politici în contextul pandemiei COVID. E important să discutăm, evident, și cum susținem sectorul de tineret și în contextul pandemiei, prin prisma constatărilor indicelui de tineret. Dar înainte de a procede nemijlocit la discuție, care sunt sigur va fi foarte interesantă și revelatorie pentru noi toți, aș dori să ofer cuvânt doamnei Natalia Plugaru, reprezentantă adjunctă a Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, împreună cu care am și organizat acest eveniment, această activitate pe care o avem astăzi. Doamna Plugaru, vă rugăm, aveți cuvântul. Mulțumesc mult! Bună dimineața la toți! Vreau să vă salut și eu pe toți la evenimentul nostru de astăzi, Dinamica sectorului de tineret în Republica Moldova, prin prisma indicelui de tineret. Ceea ce ne propunem astăzi este într-adevăr să vedem care sunt rezultatele care au fost făcute și calculate în baza indicelui de tineret, să vedem în același timp cum a evoluat situația în timp de la indicele precedent, care a fost calculat în 2015, deci avem și o perioadă de dinamică și de analiză, dar în același timp să punem și în discuție acele politici publice care sunt necesare și intervenții pentru a interveni anume în acele sectoare unde avem o discrepanță mai mare în dezvoltarea tinerilor. Indicele acesta de tineret, el a fost dezvoltat după metodologie și calculat de către colegii de la Expert Group, cu suportul Fondului ONU pentru Populație, dar și cu suportul Agenției Elvețiene pentru Cooperare și Dezvoltare. Indicele care va fi prezentat astăzi, el este un reper statistic de monitorizare a politicilor publice în domeniul tineretului și în special
o să vedeți că arată acele discrepanțe, în special dintre grupul de tineri și populația adultă, pe cele mai importante 5 sectoare. Sectorul sănătății, piața forței de muncă, participarea în procesul decizional și comportamentele riscante. Ceea ce noi deja remarcăm și o să vedeți în cadrul prezentării este că chiar dacă în ultimii ani inegalitățile dintre tineri și adulți s-au redus, cu toate acestea, evoluția anumitor domenii, cum ar fi participarea în procesele decizionale și politice, domeniul sănătății sau criminalității, relevă careva tendințe îngrijorătoare pe care ne-am dorit să le punem în discuții. Rezultatele care vor fi prezentate astăzi reconfirmă că investiția în sectorul de tineret, în tineri, este una esențială, de aceea programele pe care le susținem în cadrul Fondului 1 pentru Populații, dar și alți parteneri vin în suportul Guvernului Republicii Moldova pentru a spori spiritul civic în rândul tinerilor, pentru a spori participarea lor în procesul decizional și pentru a contribui la menținerea unei stări de sănătate și bunăstare bună în rândul tinerilor, pentru că și reducerea inegalităților este și rămâne o prioritate pentru agenda 2030, la care și Guvernul Republicii Moldova a subsemnat. Și cum zicea un cercetător științific cunoscut, nu poți să îmbunătățești ceva dacă nu măsori acest lucru. De aceea, UNFP va continua să susțină producerea de date și analize pentru a oferi suport partenerilor, în special în sectorul guvernamental, dar și non-guvernamental, un suport în dezvoltarea politicilor bazate pe dovezi, bazate pe date. Și acest lucru este și mai actual acum, în contextul evaluării strategiei curente de tineret, care se sfârșește în acest an, dar și în contextul dezvoltării unui nou document strategic pe sectorul de tineret. Ne propun și sper să avem discuții interesante în baza prezentării care va fi făcut de către expert grup. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult! Acest indice, într-adevăr, urmează să reprezinte un reper pentru procesul de politici publice. Și cu această ocazie aș vrea să ofer cuvânt reprezentantului principalei instituții responsabile de politicile publice în domeniul tineretului, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, care este reprezentat astăzi de către domnul Marcel Marin, șef de secție tineret. Domnul Marin, vă rugăm să interveniți cu un cuvânt de salut. Bună ziua tuturor! Îmi pare bine să văd, într-adevăr, multă lume din diferite instituții care sunt relevante domeniului. Eu o să fiu foarte succint pentru că, sincer vorbind, eu sunt aici în primul rând pentru cifre. Pentru cifre și pentru discuții. De asta, cum atunci meu de salut, o să meargă continuarea ceea ce a spus doamna Natalia, că, într-adevăr, noi o să fim în curând, într-un viitor foarte apropiat, în proces de elaborare a unei noi strategii, strategii care, în primul rând, trebuie să aibă la bază ceva concret, ceva palpabil. Vreau să văd date, vreau să văd date proaspete, vreau să văd date relevante, pe care noi, într-adevăr, să putem construi ceva care să răspundă necesităților. În acest context, de fapt, în momentul când a fost creat, bine, când a fost creat, când s-a lucrat la proiectul regulamentului cu agenția de tineret, a fost inclusă o direcție specială care o să se ocupe cu strângerea de date statistice și citirea lor, să-i spunem așa. Nu vreau foarte mult să vorbesc, chiar sunt foarte curios, pentru că asta mă interesează, cifrele la moment. Da, mulțumim. Cu această ocazie, atunci oferim cuvânt domnului Iurie Murcătilo, principalul autor al acestui studiu. Iurie, te rog să ne prezinți constatările.
Da, bună ziua. Eu am partajat ecranul, sper că se vede, da? La toată lumea ecranul, deci. Da, bună ziua la toată lumea. Mă numesc Iuri Mărcătilo și sunt autor eu acestei metodologii și calculurile, primelor calcule care demonstrează implementarea acestui indice, da? Și sper că să fie o metodologie transparentă și utilizată pe viitor și o să aducă rezultat, o să fie cu plus valoare pentru pentru elaborarea politicilor în acest domeniu. Deci eu foarte pe scurt o să trec partea metodologică, fiindcă poate să fie mai tehnică și mai puțin interesantă, cel puțin la etapa aceasta de discuții. Și pentru toți cei care sunt interesanți, este disponibil formule de calcul, argumentarea în raport. Deci, ce își ține de construirea însăși a indiciului de tineret? Indiciul de tineret este un indice compozit care îmbină în sine mai mulți indicatori statistici și scopul acestui indice să prezintă o cifră agregată, da? O singură cifră care ar arăta care este decalajul pentru mai multe domenii dintre tineri și maturi și această cifră. Scopul la orice indice compozit este anume ca să vină cu o singură cifră și care să stimuleze anumite discuții și să arate dinamica în timp, de exemplu, ce măsoară acest indice. Și dacă, de exemplu, să tragem linii paralele sau cu anumite similitudini, aș spune că acest indice este cu un termometru, da? Care măsoară temperatura sau nivelul de discrepanță dintre tineri și maturi. Cum a fost construit? Scopul principal acestui indice de tineret, în primul rând, ca structură, ne-am pus scopul să fie similar cu multe alți indici deja elaborat, de exemplu, fie de expert grup în anii precedenți, fie de alți indici compoziți utilizați la nivel internațional. Și unul dintre acești indici este indicele de tineret, folosit la nivel internațional. Altul, de exemplu, este scorecard-ul de tineret care a fost tot în cooperare cu UNFP în anii precedenți. Însă, la selectarea domeniilor care se cuprinde, acest indice de tineret care măsoară inegalitățile sunt anumite particularități. În primul rând, noi am selectat domeniile relevante, dar și în același timp relevante din punct de vedere a decalajelor, măsurării decalajului dintre tineri și maturi. Fiindcă și aceste domenii noi le-am selectat, este domeniul de sănătate, activitate economică, situații de risc, criminalitatea și participarea în procesul decizional. Intuitiv poate să vină în gând că de ce educația nu se cuprinde în acest indice de inegalități și în primul rând trebuie să spunem că nu am exclus educația, fiindcă pentru maturi, deja educația nu este relevantă. Și scopul acestui indice, fiindcă maturi deja a terminat ciclul său educațional și majoritatea nu mai absolută, nu mai prelungesc educația formală după 35 de ani, să spunem așa. Scopul acestui indice compozit este să măsurăm decalajul dintre tineri și maturi. Noi ne-am oprit domeniile în care anumite intervenții de politici într-adevăr pot să diminueze decalajul. Și, finalmente, noi în aceste domenii le-am selectat prin prisma că unii tineri, într-adevăr, sunt mai vulnerabili din punctul nostru de vedere și dați spre o cercetare preventivă statistică, arătat că, într-adevăr, există astfel de decalaje. Deci, indicele de tineret, noi le-am inclus patru domenii importante. Fiecare domeniu, de exemplu, am dat mai mulți indicatori care se includ în fiecare domeniu și indicatorii acestea noi, spunem așa, le-am selectat în baza câtorva criterii. Unul dintre criterii este ca indicatorii să fie incluși în obiectivul de dezvoltare durabilă, deci să fie deja anumite ținte pentru Guvernul Republicii Moldova, pentru țară, pentru a dezvolta și a atinge anumite ținte în conform acestor obiective de dezvoltare durabilă a ONU. Și alte criterii, nu mai puțin importante, este relevanța pentru cât de relevant un indicator statistic descrie un anumit domeniu și disponibilitatea și publicarea periodică acestor indicatori. Și dacă ne uităm, fiecare domeniu, noi am selectat, dependent de domeniu, indicatorii disponibili variază, cel mai mult evident sunt disponibili indicatorii pentru activitate economică, în care am inclus patru indicatori, este șomajul de lungă durată,
ocuparea informală a tinerilor și maturilor, activitatea în calitate de antreprenor, deci care măsoară activitatea antreprenorială a tinerilor și maturilor și externă. La participarea în procesul decizional am decis să ne concentrăm atât pe participarea, în primul rând, la nivel local, deci participarea tinerilor și maturilor în alegerile locale și reprezentanța lor în consiliile locale. Situațiile de risc am decis să cuantificăm prin intermediul numărul persoanelor deținute, care în mod direct arată nivelul de criminalitate. Noi ar fi fost dorit să includem și cifrele direct pe criminalitate, însă sunt probleme cu dezagregarea datelor acești indicatori din punct de vedere a vârstei. Și la sănătate, doi indicatori importanți sunt morbiditatea prin tuberculoză activă și prin bolile venerice. Cum funcționează acest indice? Eu nu o să descriu foarte detaliat tot metodul matematic de calculare, însă scopul final este ca cifrele, valorile fiecărui indicator, fiecărui domeniu, să le aducem la o bază comparabilă. Și această bază comparabilă noi am pus între 0 și 1. Valoarea 1 a indicelui semnifică că inegalitatea este maxim posibil dintre tineri și domeniu și, în general, pe la nivel agregat, să spunem așa, și valoarea 0 respectiv arată că pe domeniul respectiv este egalitate între tineri și maturi. Totodată trebuie să menționăm că acele cifre utilizate, da, și însăși procesul de calcul depinde de datele care noi le utilizăm în acest indice, fiindcă la noi în Republica Moldova trecem, să spunem așa, printr-o tranziție statistică în ultimii ani și datele privind populația este disponibilă, populația stabilă, populația cu ședință obișnuită și, în dependență ce cifre utilizăm, evident că și valorile indicelor se variază. Noi am decis să ne concentrăm, fiindcă ne utilizăm datele cele mai recente privind populația cu ședință obișnuită, care redă mai reală situația demografică, să spunem așa, în Republica Moldova. Și eu o să trec calculele principale, să spunem așa, și valorile acestui indice de tineret. Indicele de tineret care calculat la nivel agregat ne arată o tendință, spunem, nu prea îmbucurătoare și în ultimii ani, din 2015 până în 2017 inclusiv, a fost 0,6. Reamintesc că cu cât mai aproape cifra indicelor mai aproape de 1, cu cât nivelul de inegalități dintre tineri și maturi este mai mare și doar a fost o mită scădere în 2018 până la 0,54. Și însă, din păcate, pe 2019 nu putem să prezentăm niște cifre concludente, că nu pentru toți indicatorii, la etapa când s-au calculat indicele, nu pentru toți indicatorii erau disponibile datele pentru anul 2019, de aceea noi am utilizat ca o extrapolare valorile pentru 2018 și deci în 2019, ipotetic, situația nu s-ar schimba radical față de 2018. Și am vrut să subliniez că valoarea indicelui de inegalitate, să spunem, dintre tine și maturi, în cazul când depășește 0,5, pragul de mijloc, să spunem așa, asta e un nivel foarte mare de inegalități. Și în pofida faptului că au fost o numită diminuare, totuși indicele rămâne supra acestui prag de 0,5 în ultimii ani. Și o să prezint fiecare domeniu în parte separat evoluția sub indicele și primul domeniu în care am calculat inegalități este participarea în procesul decizional și acest sub indice noi l-am calculat în baza două indicatori principali utilizați, asta participarea tinerilor și maturilor la alegerile locale și reprezentanța în consiliile locale a tinerilor și maturilor și observăm că noi am avut două cicluri electorale din 2015 și în 2015 și în 2019 și vedem că situația din alegeri locale din 2019 din punct de vedere a participării tinerilor și reprezentanților în procesul decizional s-a înrăutățit. Fiindcă sub indicele a crescut de la 0,35 la aproape 0,37
Și aceasta se explică, în primul rând, de prin faptul că la alegerile locale din 2019, participarea tinerilor la vot a scăzut mai semnificativ, a scăzut cu 32% față de alegerile din locale din 2015, de când numărul alegătorilor maturi s-a majorat cu 23%. Și evident că aceasta a dus la decalajul de participare din tineri și maturi. Și asta compensat a acoperit cu multă tendința pozitivă de reprezentare a tinerilor mai mare, a tinerilor în consiliile locale. Ponderea în consiliile locale s-a majorat în 2019 față de 2015 de la 10% la 15% din total consilieri locali. Și în pofida acestei tendințe, oricum participarea a influențat negativ și a dus la mărirea decalajului per total pe domeniul de participare în procesul decizional. Evoluție interesantă s-a avut ultimii ani loc în domeniul activității economice, în primul rând piața muncii. Vedem o scădere semnificativă a subindiciului de inegalități, anume de atingere pe domeniul activitatea economică, de la 0,37 aproximativ la 0,34. Și factorii sau indicatorii care au influențat la o astfel de dinamică pozitivă, să spunem așa, în primul rând a fost că s-a diminuat foarte rapid ponderea, rata de șomaj de lungă durată, nu șomajul în general a tinerilor, dar incidența de șomaj de lungă durată, adică a persoanelor care sunt în șomaj peste mai mult de 12 luni la tineri și la maturi. Rata de șomaj de lungă durată în perioada aceasta dintre 2015 și 2019 practic s-a egalat la tineri și maturi, de când în 2015, de exemplu, rata de șomaj de lungă durată la tineri era de două ori mai mare decât la maturi. Alt indicator care afectează, aș spune, în egală măsură tineri și maturi este ponderea celor ocupați informal, atât tineri și maturi. Ponderea este mare la tineri și maturi în 2019 era aproximativ la ambele grupuri de populație 24%, însă aici este o șmecherie statistică, fiindcă nu, s-a schimbat metodologia, de exemplu, de calculare a populației ocupate în 2019 și dacă se utilizăm metodologia veche, de exemplu, totuși rata de ponderea populației ocupate informal a tinerilor era mai mare cu vreo 5 puncte procentuale și era aproape de 40%, de exemplu, pe când la maturi era în jur de 35-36% în 2018. Totodată, ultimele schimbări a dus ca discrepanța să fie nivelată în 2019. Al treilea indicator utilizat pentru calcularea indicelui de inegalități pe domeniul activității economice este, am utilizat un indicator care se măsoară indirect activitatea antreprenorială a tinerilor și maturilor, noi mai ales indicatorul ce măsoară numărul din ancheta forței de muncă, numărul patronilor care au statutul de ocupare ca patron, da? Și noi am observat, aici tot a fost o diminuarea decalajelor aproape dublă, adică de diminuare, însă aici din nou trebuie să tratăm cu precauție datele pe acest indicator, fiindcă eșantionul de cercetare statistică a fost foarte mic și gradul de eroare poate să fie mare. În schimb, migrația, ce ținem de migrația externă a tinerilor și maturilor, aici decalajele sunt extrem de mari. Ponderea tinerilor antrenați în migrație externă, noi am estimat ca 9% din total populația a tinerilor din Republica Moldova, pe când la maturi este dublu mai mic, de 4%, și aici o să apară întrebări de ce așa cifre mici. Acestea nu sunt cifrele utilizate până publicate până de mult de Biroul Național de Statistică în baza anchetei forțe de muncă, care s-a cercetat și gospodăriile spuneau câte persoane sunt plecate peste hotare. Aici s-a utilizat numărul sau migranților, celor plecați peste hotare de la Poliția de Frontieră. De aceea, și evident, este o subestimare din punctul meu de vedere a migrației, însă și aceste cifre arată că
tinerii sunt mult mai mult afectați de procesele migraționale decât maturii în Republica Moldova și în perioada 2015-2019 nu au avut nicio convergență, da? nu au avut nicio diminuare a decalajelor pe acest domeniu de migrație. Tinerii continuă mai departe să fie spleci mai intensiv din țară decât maturii. Ce ține de situații de risc, noi am utilizat aici pentru calcularea acestui ce s-a utilizat un singur indicator, numărul de deținuți în sistemul penitenciar din Republica Moldova după categoriile de vârstă. Și aici, din nou, este din valoarea acestui indice care obțin a oscilat în perioada 2015-2019, de la 0,6, de exemplu, a crescut la 0,8 în 2017, apoi a avut loc o reducere din nou la nivelul de 0,6. În pofida acestor oscilații, noi observăm că decalajul, da, dintre tineri și maturi este enorm și majoritatea deținuților care, nu ca pondere din total deținuți, dar numărul deținuților tineri ca pondere din populația de tineri față, de exemplu, de ponderea deținuților maturi, ca pondere de maturi din total populației, asta am folosit așa un limbaj mai confuz, este mare și vedem ca ponderi din populație, totuși tinerii sunt mai rata de criminalitate în rândul tinerilor este mult mai înaltă decât în rândul maturilor și în ultimii ani n-au avut o îmbunătățire radicală, să spunem, pe acest domeniu. Ce ține de domeniul de sănătate, pentru calcularea subindicelor pe domeniul de sănătate au fost folosiți doi indicatori, cum am menționat mai sus, morbiditatea prin tuberculoză activă și ratele de morbiditate prin bolile venerice. Și dacă în linii generale domeniul acesta nu a avut tendințe nenunțate, tot în perioada 2015-2019 și indicatorul pe acest, sub indicele pe domeniul sănătate a rămas stabil în jur de 0,6, însă pe indicatorii utilizați situația este radical diferită. Exemplu, ratele de morbiditate prin tuberculoză activă sunt aproximativ egale pentru tine și maturi, la tine puțin mai înalte, însă bolile venerice, că sunt populația tânără, tinerii sunt mult mai afectați, acolo morbiditate este aproximativ de 3 ori mai mare decât la maturi. Și asta a dus la faptul că pe indicele agregat, indicele de tineret la nivel de sănătate, decalajele se păstrează la nivelul de 0,6. Și asta sunt evoluțiile principale pe domeniile analizate și incluse în indice. La sfârșit aș dori să specific doar câteva aspecte importante care trebuie luate în calcul când la utilizarea sau la calcularea ulterioară a indicelui de tineret. În primul rând trebuie de ținut, luat în cont că indicele de tineret este doar un instrument statistic. El ne arată doar evoluțiile și pe anumit domeniu sau în general pe domeniul tineret în Republica Moldova, el nu spate încă în evidență cauzele. Deja este datoria decidenților de politici, persoanelor care o se ocupă cu analiza sectorului să analizeze și să iei în considerație, de exemplu, evoluția pe piața muncă, pe muncii, pe domeniul de sănătate și să scoată evidență care sunt factorii și care trebuie să fie intervențiile de politici pentru a diminua, de exemplu, tendința negativă sau a diminua decalajul dintre tine și maturi pe anumit domeniu. Cifrele noi le-am scos în evidență arată că, cu excepția domeniului economic, decalajele rămân semnificativ dintre tineri și maturi și o evoluție, spunem așa, drastică, cu unele excepții, nu au avut în ultimii ani. Ca excepții, doar este piața muncii, când unde a avut loc o diminuare a ocupării a pratei de șomaj de lungă durată, însă în
în condițiile actuale de criză cauzată de COVID, aceste evoluții, să spunem așa, pozitive, pot fi date, fiindcă tinerii sunt acel grup a populației care sunt cei mai susceptibili și mai vulnerabili în perioadele de crize economice. Și fiind tinerii tot timpul, și statistica inclusiv a Republicii Moldova arată că în perioadele de criză economică, fie 2009, care au fost precedent, sau 2015, după o criză semnificativă economică, rata de șomaj la tineri practic explodează, pe când la maturi, iar rămâne, oscilațiile sunt de semnificative. Așa cum noi anticipăm, de exemplu, că după criza aceasta, după 2019, după 2020, acele evoluții pozitive pe domeniul economic, cel puțin pe termen scurt, să se inverseze și decalajele dintre tineri și maturi să se amplifice și pe acest domeniu, și aceasta probabil o să fie reflectat în calculele ulterioare pe indicele agregate de tineret. Acestea au fost, în linii generale, ce am vrut să spun și sunt deschis pentru orice întrebări. Mulțumesc! Mulțumim, Iurie! Indicele, într-adevăr, a scos în evidență o serie de tendințe îngrijorătoare, într-adevăr, mai ales în contextul pandemiei. Dar și anumite carențe ce țin de calitate și disponibilitatea datelor privind sectorul de tineret. Este un alt aspect care cred că merită discutat și îmbunătățit. Evident, în spatele acestor date statistice sunt tinerii. Și pe această ocazie aș vrea să ofer cuvânt reprezentantului vocii tinerilor, secretarul general CNR-ul Roman Banar. Vă rugăm să veniți cu o opinie, cu o prezentare. Sunt tare, colegi. Mă auziți bine? Și o rog pe Iurie să deconecteze prezentarea. Ok, este deconectat. Salut, prieteni, colegi, mersi pentru această prezentare, pentru acest eveniment foarte important pentru sector, pentru efortul care l-ați depus în această cercetare. Evident că aceasta ne arată iarăși anumite carențe, anumite progrese ce le-au înregistrat atât autoritățile, cât și tinerii pe sectorul de tineret, da? Pentru că cu eforturi comune am reușit anumite lucruri să le realizăm, altele rămân să fie realizate, dar necătând la aceasta noi ca tineri, în continuare rămânem să avem mai multe probleme pe sector, și anume dacă să ne referim la indicele privind participarea tinerilor, da? Și conexiunea deja cu subiectul care l-am ca prezentare pentru perioada de COVID, aici apare iarăși o problemă generată în situația de pandemie, și anume avem alegerile, da? Tinerii, evident că nu au fost foarte activi în alegerile precedente, spre exemplu, totalul a fost 85%, dacă nu greșesc, procente, dar pandemia o să ne creeze și mai multe probleme în participare. Și nu mă refer doar la participarea tinerilor în cadrul acestui scrutin, ci în genere a întregii societăți, pentru că este vorba de securitate și dacă o să ne gândim obiectivul, bună parte nici nu o să încerce să riște pentru un buletin de vot, da? Însă ce aici noi vedem ca alternativă este introducerea mai multor programe care ar veni să asigure votul la distanță, și anume aici am putea vorbi despre votul prin corespondență sau votul electronic, ceea ce ar ușura considerabil exercițiile electorale, dar și mai mult ar putea să mobilizează tinerii, pentru că tinerii, dacă în ziua de azi trăiesc mai mult pe lumea digitală, cu certitudine aceasta va crește și numărul participării lui. O altă variantă care ar putea să crească numărul de participanți în scrutinile electorale pe care le avem ar fi modelele care promovează votul de la 16 ani. De exemplu, de aici avem mai multe, Austria, Spania, dar și alte state. Iarăși, dacă să luăm în considerație experiențele acestor state în promovarea tinerilor care votează de la 16 ani, aceștia raportează că de fapt sunt foarte satisfăcuți de participarea lor și nivelul tinerilor implicați în scrutine sunt mult mai mari decât erau de la 18.
Rămâne să vedem, dar dacă să facem comparații cu alegerile europene, ultimele, da, Austria cu 16 ani și România cu 18 ani cu drept de vot, România mai mult participare a demonstrat în rândul tinerilor ca Austria și ca finalitate iarăși aici apare problema cum noi dezvoltăm spiritul civic în rândurile tinerilor și mai puțin probabil că a influențat vârsta în acea mobilizare care au reușit-o românii. Da? Ceea ce vroiam să adaug aici ar putea să fie ca o alternativă și promovarea anumitor subiecte de alternativă pentru educația civică, nu doar în școală, dar și programe naționale unde tinerii și nu doar tinerii să participe în cadrul acestea și astfel, datorită programelor de leadership și altele, am putea, cred că, la sigur, ajunge la acel rezultat care ne-l dorim. Ceea ce aș vrea să adaug este că COVID-ul a generat și alte probleme și ceea ce pe noi mai mult ne interesează la moment este COVID-ul și dreptul la educație a tinerilor, un subiect care CMTM îl abordează începând cu începerea acestei pandemii și evident că o să rămânem continuu cu mâna pe puls pe această problemă pentru că chiar dacă și actualmente guvernul și partenerii de dezvoltare de țară au venit cu mai multe suporte pentru școli și elevii defavorizați în ceea ce privește asigurarea cu calculatoare și alte unități de calcul, inclusiv și substanțe anti-COVID pentru igienă personală și așa mai departe. Dar necătând la aceasta, noi asistăm într-o situație în care tinerii, dar și profesorii probabil nu sunt pe deplin asigurați cu acele calculatoare. Trebuie de văzut în ce măsură aceste calculatoare deja au ajuns și de urgentat procesul de achiziționare a acelor unități de calcul de care Ministerul Educației spunea că trebuie să le mai facă pentru a ajunge la învățământ. Și mai mult ca atât, noi în calculele care le vedem de la Minister nu se ia în considerație un calculator dedicat per persoană. Ce am în vedere? Deci, noi avem calcule care vin per copil, dar nici de cum nu am văzut calcule care vin per copil într-o familie. Da? Și aici, de ce vorbim de un calculator dedicat? Și o să dau doar exemplul familiei mele, și anume a fratelui și a sorii mele care intră în învățământul general. Astfel, ei utilizează un calculator la doi. Și spre binele lor, actualmente, noi suntem în situația în care unul este cu frecvență continuă la școală și a doilea este peste o săptămână. Deci, cumva, calculatorul le este suficient. Însă, până la COVID, adică până la anul de învățământ 20-21, ei erau doi la un calculator. Un calculator care trebuia să-l utilizeze în paralel și unul și altul la ori. Astfel, ceea ce vroiam să recomand este că Ministerul ar trebui să facă și o cartare privind tinerii care de fapt au mai mult, adică familii care au mai multe persoane în sistemul de învățământ și aici tot ar trebui să intervină cu ajutor și asigurarea cu tehnică de calcul, în cazul în care o să ajungem iarăși la un sistem unde învățământul este doar la distanță. Și ca o recomandare în plus, totuși o să rămână ceea ce am recomandat prin martie Ministerului și anume dezvoltarea unei platforme online de educație care o să asigure prin învățare pe module, spre exemplu, unde avem tot materialul educațional și pe suport video, suport scris și altele. Și asta cred că la nivel de implicare individuală copiilor va asigura că aceștia vor reuși să recapituleze atât disciplinele care au fost anterior și s-au făcut cu mare spirit pentru că profesorii nu erau pregătiți pentru a utiliza tehnicile de calcul în sistemul de învățământ, dar și pe viitor. Astfel vom avea un proces dublu, dar acest dublu nu va încurca la calitatea învățământului pentru că tinerii vor avea alternative de învățare. Ceea ce vroiam să fac conectarea deja și cu sistemul de învățământ, dar și cu indicele de sănătate de care se făcea referire anterior de domnul Iuri. Noi avem și un studiu recent al Ministerului Muncii unde se face evaluarea privind
siguranța sau cum ei l-au numit privind violența tinerilor și a copiilor. Deci aici avem un studiu care ne arată mai multe date vis-a-vis de fenomenul de violență atât fizică cât și sexuală și aici o să vedem în cadrul studiului dat că circa 26% din fete și 35% din băieți au fost victime a violenței fizice. Dacă ne referim la violența sexuală, 14% din fete și 5% din băieți au fost supuși violenței sexuale. Dintre care 4% din fete și 1% din băieți au primit servicii de reabilitare, adică consultare psihologică și altele care apar necesare în cazurile date. Astea statistici doar pentru copiii și tineri până la vârsta de 18 ani. Dacă să le creștem până la 35 de ani, statisticile iar se vor schimba considerabil. Și aceste statistici de fapt ne spun că fenomenul ăsta de violență fizică, poate chiar și sexual, are loc atât în familie, în cartier și poate chiar și în școală. Și ceea ce vroiam să recomandăm aici este o conexiune mult mai largă între autoritățile cu competențe în domeniul de prevenire a abuzurilor și protecția tinerilor, pentru că un tânăr care este afectat de problemele legate în special de violență sexuală, deja psihic nu mai este în stare și dacă vorbim despre școală, acesta deja nu se mai gândește la calitatea învățământului, dar el o să rămână cu gândul, dar oare ce să facă colegii și de data asta? Da? Asta este o problemă gravă, din considerentul ăsta am recomandat că hărțuirea și bullying-ul în învățământ să fie prevenit la maxim și nu doar în învățământ. O altă problemă pe care noi o sesizăm și iarăși este conectată la indicele prezentate și aici o să vin iarăși cu alte date furnizate deja și de Biroul Național de Statistică doar pe primul trimestru a anului curent, adică unii avem doar o singură lună de COVID în țară. Aceste statistici ne arată că o bună parte din populație angajată a suferit în urma COVID-ului și anume au fost concediate sau în șomaj tehnic. Ceea ce ne arată că, într-adevăr, COVID-ul a afectat viața economică a tinerilor și nu doar a tinerilor. Însă, din statistica generală furnizată de BNS, noi putem observa că tinerii sunt cei mai afectați din numărul total a celor care au suferit în perioada asta de COVID. Și anume vorbim despre 37% undeva care este repartizată pentru vârsta 25-34 de ani. Deci este o cifră îngrijorătoare din perspectiva că este doar o cifră ce ne arată o singură lună din perioada de COVID și mai mult ca atât, aceasta nu acoperă vârsta de 18-24 de ani, care iarăși în multe cazuri tinerii sunt angajați. Și ca finalitate, aici ar fi o recomandare de a dezvolta anumite programe, adică este o recomandare adresată guvernului pentru a dezvolta anumite programe de susținere atât angajatorilor care mențin în câmpul muncii a tinerilor și nu doar, dar și susținerea tinerilor nemijlociți care au avut de suferit în urma COVID-ului. Și anume aici ne referim la servicii care ar să-i ajute pentru a se reîntoarce pe piața muncii și anume dezvoltarea serviciilor de outreach la nivel local. Și cred că astea sunt cele mai stringente care le avem noi pe timp de pandemie. Evident că aici apare și partea ce sunt de sănătate, dar aceasta noi nu am monitorizat-o într-atât de aproape, însă și pe partea de sănătate, putem spune că datorită la problemele și izolarea sistemului în scopuri de protecție, sistemul medical mă refer, mulți tineri iarăși evită să se adreseze la medici pentru a se consulta, dar asta este o problemă care tinerii o aveau și anterior, fără COVID. Adică din alte statistici mai vechi, puteam observa că tinerii nu prea se adresau la medici pentru consultații. Și asta e un motiv pentru care cred că ar trebui să promovăm la maxim modul sănătos de viață și să încurajăm tinerii să treacă periodic acele controle medicale, pentru că sunt situații în care noi lăsăm, dar această lăsare ne costă în timp prea mult. Mersi.
Asta cam la general ceea ce am avut de spus. Mulțumim mult, domnule Banar, în special pentru complementarea constatărilor indicelui cu aceste probleme urgente și necesități pe care le-ați evidențiat. În general, eu cred că discuția de astăzi și ceea ce a prezentat și Iurie și Roman, cred că este foarte binevenită acum, în special în contextul în care urmează să înceapă discuțiile și lucru la noua strategie în domeniul tineretului și sperăm că aceste constatări, aceste date vor servi ca bază analitică pentru acea strategie. Domnule Marcel Marin, dacă ați, în ce măsură așteptările dumneavoastră referitor la date s-au realizat, vă fi bucuroși să vedem opinia dumneavoastră ca și reprezentant al Ministerului vis-a-vis de cele prezentate. Da, cu siguranță datele sunt interesante, dar am poate o mică întrebare, pentru că mutându-mă la documentul din 2015, de exemplu, la compartimentul sănătate, pentru anul 2019-2020, când a fost efectuat următorul document, nu s-au luat în considerație careva indici din fostul document. Adică s-au preluat o bucată de date, da? Să ca să fie comparați sau cum ar fi corect să înțeleg cam asta, mică întrebare. Aveți în vedere indicatorii utilizați pentru... Da, de exemplu mă refer la rata consumatorilor actuali de alcool. Noi am avut metodologie, este descris, abordarea puțin diferă de punct de vedere metodologic, fiindcă datele din la indicele, indexul din 2015 cu varianta actuală nu pot fi comparate din două perspective mari. În primul rând, structura indicatorilor diferă. Noi am adus argumentarea de ce unii indicatori merită sau nu merită și unii au fost preluați indicatori, dar unii nu i-am preluat din versiunea precedentă, fiindcă din punct de vedere statistic se explic când introduci într-un indice mulți indicatori care cu o corelație foarte strânsă, ei tind să supraestimeze, dacă așa într-un limbaj mai simplu, anumit domeniu, presupunem, la activitatea economică se introduce trei indicatori de șomaj, nu are rost, trebuie unul singur de șomaj, dacă asta ca exemplu. Și de aceea noi pe unii indicatori am hotărât să nu includem din versiunea precedentă, fiindcă ei amplificau valoarea unui alt indicator, erau corelații foarte pozitive. Și a doilea aspect de ce nu sunt comparabile, fiindcă noi am utilizat datele în baza populației cu reședință obișnuită, pe când versiunea precedentă era în baza populației cu stabile, utilizată. Deci, considerent, versiunea actuală nu este comparabilă și n-am inclus, cum am menționat, toți indicatorii din versiunea precedentă, fiindcă noi, unii din ei, amplificau, cum am spus, valoarea anumitului domeniu. Și, din punct de vedere statistic, nu prea este corect chestia aceasta. Și da, eu am schimbat puțin metodologia. Da, eu vă înțeleg și cred că vă referiți chiar la indicatorul la care mă uit eu. Presupunem din 2015 la rata consumatorilor de alcool, pentru că aici ar fi 1, da, rata indicelui. Era cel puțin în 2015. Acum, dacă dumneavoastră, în contextul în care este la sănătate, inclus un indicator care are rata 1, deja nu mai este, îl ridic în sus, da? Presupunem. Da, cineva a prins un share. Atunci rata este 1. Dar eu altceva pe mine mă îngrijorează. De exemplu, rata consumatorilor actuali de alcool, care era indicele 1, dar în 2015. Ok, aparent este un atac. Da. Nu știu, este un atac de spammer. N-am mai pus așa ceva. Da, ceva se întâmplă. În fine, rata indicele este 1, dar procentajul de consumatori este 62, atât în rândul tinerilor, cât și în rândul adulților. Adică sunt careva date care parcă mi s-ar părea poate greșit de a fi omisă în acest context. Eu propun să deconectăm și să poate să ne reconectăm. Nu știu cum să... Că aici e
Adrian, dacă îmi permiți, am mai avut așa situații, într-adevăr este un atac, ceea ce dacă aveți posibilitatea să generați un alt link de Zoom și să trimiteți la participanți, dacă este posibil, prin e-mail. Bine, stimați colegi, dacă revenim la discuție, atunci... Eu am avut doar Adrian, eu am uitat unde ne-am oprit. Da, eu pur și simplu să comentez domnul Marim ce a întrebat, fiindcă unii indicatori, în afară de cine au fost incluși, fiindcă noi i-am făcut, am partajat, de exemplu, o parte din raport, fiind unii indicatori care au fost atunci incluși, nu mai sunt calculați, de exemplu, dezagregat. Și aici arăt, de exemplu, în raport, este prezentat, de exemplu, indicatorii care trebuiau să fie, sunt incluși în agenda din, ca indicatori naționalizați din ODD-uri, însă nu toți acești indicatori, inclusiv cei ce consumul de alcool dezagregat pe vârste, atunci când a fost calculat până în 2013-14, însă acum nu mai este, de exemplu, sau alți indicatori privind sărăcia, care noi tot ipotetic am vrut să includem în indice, și fiindcă ei fac parte, de exemplu, din ODD-uri, însă, din considerentul statistic, fiindcă este o constrângere statistică, nu tot unii indicatori au fost calculați, apoi nu mai sunt calculați, alții nu sunt disponibili din punct de vedere dezagregare pe toate grupurile de vârstă. Deci, unii indicatori noi i-am exclus sau nu i-am inclus care ar fi dorit. Asta tot este o constrângere privind structura indicului, da? Sau indicatorii care sunt inclus în indicele de tineret. Asta tot ce am putut să... Mersi mult. Colegi, înainte de a discuta... iată, se conectează și domnul Marin. Clipă. Așa, s-au mai conectat colegi. Înainte de a discuta nemijlocit constatările dinamică sectorului de tineret, politicile necesare, aș vrea să vă întreb dacă mai aveți alte întrebări sau precizări referitor la metodologie. Da, atunci vă rugăm să interveniți cu anumite întrebări, comentarii vis-a-vis de cele prezentate și sau în general despre situația sectorului de tineret în contextul pandemiei. Noi avem prezenți reprezentanții și a centrelor de tineret la nivel local, reprezentanții autorităților publice locale. Vă rugăm să interveniți cu opinii, cu întrebări. Adrian, dacă o să-mi permiți mie, eventual. Da, sigur, vă rog. Bună dimineața tuturor, sper că mă aud destul de bine. Noi suntem bucuroși, în primul rând, că am avut ocazia să mai facem încă o dată indexul de tineret la un interval de 4 ani. Câteva, probabil, considerații generale, mai ales că, bun, și fiind din cadrul fondului comun, al UNFPA, care de fapt a oferit și suport a expert grup ca să calculăm acest indice. Evident, am fost în contact destul de mult cu Iurie și întreaga echipă, adică care a calculat indicele. Eu cred că este un document bun, un document care ne dă posibilitatea de să avem mai multe discuții și reflecții, dar probabil am să reaccentuez câteva lucruri importante.
Iurie a explicat inclusiv deci cum a fost metodologia de calcul, ce date au fost utilizate de fapt la IDEX din 2015 și ce date au fost utilizate acum. Și evident, adică noi probabil nu putem pe deplin să-l comparăm. Totodată, ceea ce vreau să spun, aceste date sau indicii care au fost calculați, nu putem să spunem că 100% reflectă realitatea. Indicele doar e un punct de pornire, în principiu, sub aspect statistic sau sub aspect pragmatic de analizare, de fapt, a decalajelor dintre tineri și adulți. Iar indexul, spuneam că este doar un instrument de pornire. Ideea este ca să avem un tablou general, eu cred că aici trebuie foarte multe studii, ele trebuie să fie corelate inclusiv cu alte analize legate de partea de programe pe care le are, de exemplu, guvernul, pe partea economică, pe partea de sănătate, pe partea de participare și așa mai departe. Și apoi când iei indicii în principiu și cu efectele acestor programe, deci care se implementează, probabil am avea de fapt un tablou un pic, dacă nu pe deplin, dar cel puțin mai complex și ar explica foarte multe din indicii, fie că au crescut sau au descrescut pe anumite domenii. Și aici probabil trebuie să reflectăm împreună și nu neapărat doar Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, aici este un angajament în general a guvernului cu tot instrumentariu și toate autoritățile care există responsabile pe domeniile analizate ca să ajusteze programele, fie că legate de partea de angajare în câmpul muncii, de abilitare economică sau poate anumite programe mai specifice pe partea de sănătate a tinerilor. Deci ele trebuie de văzut în complex, deci aceste programe. La fel, doar probabil să accentuez, pentru că se discută sau s-au pornit anumite discuții legate de partea de participare. Cred că aici e spațiu mult de discuții, dar asta pe de o parte participare și alta legată de efectele COVID-ului. Noi aici doar putem să interpretăm, pentru că datele care sunt prezentate sau analizate în cadrul indexului nici pe departe nu reflectă datele din 2020 și doar anumite date, de exemplu, din 2019 legate de participare. Și noi doar putem, spuneam, vreau să accentuez asta, putem doar să interpretăm care ar fi efectele, dar asta va trebui, cred că, peste câțiva ani, când vom face un alt index, să vedem care au fost efectele COVID-ului. Așadar, probabil, fiind un instrument foarte complex, noi și având totodată, adică participanți mulți din teritoriu, din diferite raioane, noi vom încerca, de fapt, și de la Fondul Comun, dar și atât și cu voi, dar și cu alți experți din domeniu, probabil să accentuăm și să facem o analiză un pic în profil teritorial și adică probabil să revenim la scorecard, care este foarte relevant, adică pentru și autoritățile publice locale, nu doar la nivel de macro, politici macro, de guvern, ca să vedem situația tinerilor la nivel local. Și apoi, evident, în baza la datele și indicii stabiliți, atât la nivel național să dăm recomandări pentru partea de elaborare a strategiei naționale de dezvoltare bun, a sectorului de tineret sau a tineretului în general, cât și anumite recomandări pentru strategiile locale de tineret, care nu neapărat presupune doar, cum spuneam la început, adică implicarea doar a unei subdiviziuni, de exemplu, responsabil pe tineret, educație și așa mai departe, sau la nivel central al Ministerului Educației, Culturii și Cercetări, dar și a celorlalte domenii și autorități care sunt responsabile de sectoarele în care s-a calculat indicele de tineret. Deci am să mă opresc aici, dar astea ar fi câteva considerații generale, adică nici nu să amplificăm, asta vreau să spun la maximum datele care au fost sau indicii care au fost stabilit, dar în același timp să vedem un tablou un pic mai larg, adică împreună cu politicile și programele, cum se leagă deci aceste date. Mulțumesc! Da, mulțumim mult! Spate eu un scurt comentariu, fiindcă de domnul Marcel s-a conectat. Vreau să menționez că un alt argument de ce nu toți indicatorii utilizați în precedentul indice au fost inclus, eu am menționat că dumneavoastră nu v-ați conectat, fiindcă pentru unii din ei s-a terminat seria de timp, nu mai sunt calculați, de exemplu. Și alta, de exemplu, provocare și o recomandare la nivel național, că mulți indicatori care naționalizați pentru ODD-uri și care noi, ipotetic, aș dori să includem
I-am dorit să includem inclusiv în indicele de tineret, ei nu sunt calculați dezagregat pe grupuri de vârstă. Și, de exemplu, aici ar fi, de exemplu, un efort adițional pentru a mări numărul de indicatori care sunt dezagregați pe vârstă și ulterior pot fi incluși în următoarele ediții de indice. Ok. Dacă tot, pentru că am impresia înainte să ne deconectăm, am avut o întrebare cum am putea utiliza noi datele în procesul nostru de elaborare a unei noi strategii ca să îi dau dreptate într-un fel lui Ion. Într-adevăr, probabil că, nu că probabil, dar cu siguranță că ar trebui să mergem undeva mai profund la date care sunt mai exacte. Pentru că acum spunem că putem fi satisfăcuți cu ceea ce prezintă, cu datele prezentate de indice, de tineret, ca să ne bazăm o întreagă strategie pe el, e complicat. Dar arată cumva discrepanța. Întrebarea mea, de fapt, era că ați făcut cumva o analiză comparativă, dacă este din 2015, este o tendință pozitivă sau o tendință negativă. Și în momentul când ai diferiți indicatori care calculează, e mai complicat să spui. Probabil că o să fie nevoie de o colectare mai amplă a datelor cu care să putem noi lucra, dar în fine, la moment sunt niște rezultate pe care putem să tragem careva lecții sau să vedem dacă mergem într-o direcție corectă sau nu, inclusiv partea de programe care le implementează, cel puțin direcția tineret. Tot foarte suficient. Scopul indicelui este de măsurarea decalajului și, evident, strategia asta doar este un domeniu care trebuie luat în calcul și, evident, pentru orice document, în spatele indicelui stau acolo mulți indicatori și indicatorii aceștia, de exemplu, fiecare indicator separat, ține rata de șomaj, parea informală, participarea la tineri, ei pot fi utilizați deja dezagregat, coborând la nivel de indicator și pentru elaborarea politicilor. Și fiindcă același indice ca în doing business, de exemplu, echivalent tot este un indice compozit, el îți arată o anumită temperatură, da, pe spital, pe economie, așa și indicele îți arată o temperatură, o situație cu decalajul dintre tineri și maturi. Deja când dorești să faci analiză mai complicată, ne coborăm deja la fiecare indicator separat. Dar, Iuri, dacă poți precizezi acea dinamică care a prezentat-o din 2015, ea oricum este comparativă, pentru că ea se bazează pe același indice care a fost indicele curent, care a fost calculat retroactiv. De aceea, comparabilitatea față de 2015 este valabilă. Da, fiindcă noi am utilizat aceste metodologii pentru toată seria de timp disponibilă, pentru baza populației stabile noi, calculată cu ședință obișnuită și ea, noi ipotetic că nu o să fie toate datele calculate și pe 2014, s-ar putea calcula de 2014 până în 2019 sau 2020, de exemplu. Când a fost făcut exercițiul, datele erau disponibile doar din 2015, dar oricum pentru perioada 2015-2018-2019 datele sunt perfect comparabile. Da. În esență, noi ne-am dorit un indice care să comunice foarte simplu dinamica sectorului de tineret în raport cu adulții. Și într-adevăr, nu a fost obiectivul să cuprindem absolut toate domeniile. Evident că pentru strategie e ca și situația de la economiști cu PIB-ul. Prostul întian brut, care clar că nu cuprinde toate, el cuprinde toate sectoarele, dar nu intră foarte dezagregat, detaliat pe fiecare domeniu. Dacă vrei să analizezi mai de amănunțit, apelezi la alți indicatori. Deci, sigur că noi nu pretindem că toată strategia va fi bazată pe indice. Noi sperăm că indicele va fi unul din indicatori care va fundamenta baza analitică a strategiei. Pentru că, într-adevăr, scopul era diferit. Eu doar am accentuat că timingul este foarte potrivit și e bine să discutăm situația sectorului de tineret acum în contextul începerii lucrului la noua strategie.
Și vă rugăm, alte întrebări sau comentarii sunt binevenite. Sau bine, dacă nu sunt întrebări sau precizări, noi bine, atunci cu această ocazie noi concluzionăm evenimentul de astăzi. Acest studiu este disponibil pe site-ul Expert Group. Anterior noi am distribuit și o serie de infografice și videografice pe care le-am elaborat în parteneriat cu CNTM, care prezintă principalele concluzii ale acestui studiu. În viitorul apropiat noi vom continua să îmbunătățim această metodologie. Mizăm foarte mult că și cadrul statistic se va îmbunătăți și vom avea acces la multe date mai dezagregate, mai calitative privind sectorul de tineret. Mizăm și pe posibilitatea integrării mai ample a indicatorilor Agenda 2030, acele ODD-uri, care la fel este important să fie dezagregate și la nivelul sectorului de tineret. Noi am menționat acele videografice care au fost elaborate de către expertul în parteneriat cu CNTM și chiar aș vrea să rulez un videografic pentru informare. Natalia, dacă ai putea să partajezi acel videografic aici, să faci... Nu știu dacă l-am accesibil la chiar Natalia, acum, mă gândeam, zic... Ok, scuze. Bine. Eu cred că ar fi interesant și cred că eu înțeleg că link-ul este disponibil la videografic public și poate fi utilizat chiar de parteneri în cadrul evenimentelor sau discuțiilor când vine vorba de analiza sectorului de tineret, pentru că prezintă pe scurt rezultatele indexului. Da, da. Natalia, e posibil? Natalia, e posibil să distribui... Da, doar dacă mai discutați un minut și eu vă anunț când suntem gata. Bine, între timp, dacă mai sunt întrebări pe final sau concluzii. Am găsit și o să încerc să... Pe domenii. Valorile... Clipă. Eu voi face share screen. Perfect. Așa, sper să reușească. Natalia, te rog tu să faci share screen. Nu am acces. Adrian, aș putea să fac eu dacă... Se primește documentul. Natalia, poți să conectezi audio?
Bine, aparent avem dificultăți tehnice. Nu știu dacă la mine nu a fost sunet. Dar bine, videograficul este disponibil pe site-ul Expert Group. Bine, stimați colegi, a fost cu un pic de ghinion tehnic această ședință. Ne cerem scuze pentru aceste defecțiuni tehnice. Bine, pe final, dacă aveți anumite întrebări sau concluzii finale. Dacă nu, noi vă mulțumim mult pentru participare. Informația prezentată este pe site. Dacă aveți întrebări ulterior, le puteți adresa prin e-mail. Noi vă mulțumim mult și vă urăm o zi bună în continuare și un weekend reușit tuturor.